Bună ziua, dragi prieteni, la emisiunea Viața Superlativă. În această seară avem un subiect extrem de important. De mult înge să vorbesc cu cineva despre acest subiect și am ales un pastor care a făcut un studiu special despre lucrul acesta și vom vorbi astăzi despre Biblia și politica cum se raportează Sfânta Scriptură și oamenii Sfintelor Scripturi la regimurile politice pe care le-au avut de-a lungul veacurilor. Împreună cu noi se află pastorul Titul Ghejan, pastor la Biserica Adventistă de ziua 7 din Giurgiu. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. V-am ales din două motive, să știți. În primul rând v-am ales pentru că în urmă cu ceva vreme am primit la dumneavoastră un studiu personal făcut în această direcție cu creștinismul și politica și creștinul și politica și al doilea argument m-a făcut să uh, fiu sigur că sunteți persoana potrivită. Adică pe lângă faptul că trăiți și în democrație, prin Harul lui Dumnezeu, ați avut uh, un moment deosebit în viață pe care trebuie să noștri. Probabil că mulți dintre ei îl cunosc. Având în vedere că ați făcut și alte emisiuni de televiziune despre acest subiect, ați fost uh, chiar închis uh, în perioada comunismului pentru. Conștiința dumneavoastră pentru faptul că erați profesor de matematică și nu ați vrut să predați în școală sâmbătă. Câți ani sunt de atunci, domnule profesor? S-a întâmplat situația asta în 72-73, deci 40 de ani. Deci aveam eu minus 2 ani atunci. 40 de ani? Am... Da ca mult de atunci, dar vă sunt proaspete, cred că așa ceva nu se poate sunt uita. Sunt mulți de atunci pentru vârsta dumneavoastră tânără, dar pentru istoria grea pe care am trecut-o, e atât de aproape. Așa e de... Parcă s-au întâmplat recent aceste ține -ți lucruri. minte toate lucrurile acelea sau le-ați mai uitat? Nu. Eficat? nu toate. Poate nu am cum să țin, nici nu e nevoie să le ținem toate, dar cred că e bine, Biblia spune, adu -ți aminte, ține minte pe unde te-a trecut Domnul Dumnezeul tău ca să ai mai multă înțelepciune și curaj pentru a face față situațiilor noi, pentru că încercările vieții nu s-au terminat în 72, în 73, nici în 89, nici în 2011. Continuăm să trăim într-o lume cu multe, grele probleme. Și iată, și probleme. în 2012 Sigur că lucrurile nu. merg din ce în ce mai greu. Domnule pastor și profesor, cred că este un subiect de care trebuie să ne apropiem cu foarte multă înțelepciune. Pentru că situația este destul de delicată și complexă în același timp. De ce spun lucrul acesta? Citesc din Noul Testament și văd îndemnurile apostolilor Domnului, zice, dacă suferiți cu pentru că ați făcut rău, ce vizut este asta? Dar, zice, Domnul Hristos a suferit pe nedrept și a fost pălmuit și a fost bătut și așa mai departe. Căci este un lucru plăcut pentru cugetul lui față de Dumnezeu dacă cineva suferă întristare și suferă pe nedrept. Biblia nu prea militează pentru proteste publice împotriva politicii de stat. Domnul Hristos nu prea a făcut treaba asta și atunci ce să facem? Să stăm cu grumazul apăsat de călcâiul unor oameni care ne abuzează, să stăm liniștiți, să, ne rugăm doar pentru ei, adică lucrurile sunt destul de delicate. De aceea vreau să pornim cu începutul. Ce este politica? Politica. Politica este, am putea zice, o artă, o știință omenească care vizează preluarea conducerii și exercitarea conducerii în societate, într-un stat, Într-o localitate, într-o zonă. Deci, știința care învață pe oameni cum să trăiască, cum să vorbească, cum să lucreze, cum să procedeze, pentru a lua puterea de a conduce societatea. Puterea politică, puterea uh, alături de. Și exact. Uh, Dintr-un punct de vedere cred că am putea spune că avem de-a face cu un lucru bun. Societatea trebuie condusă, trebuie administrată. Biblia chiar spune în mai multe rânduri că trebuie aleși oameni pentru a conduce o biserică, un grup social, o societate, o localitate sau un stat, în vechime statul Israel, ca model într-o perioadă bună a existenței sale pentru celelalte popoare și națiuni, Biblia vorbește, zic, despre faptul că Dumnezeu chiar recomandă ca, pentru a se conduce societatea, să se aibă în vedere alegerea de oameni cinstiți, corecți, harnici, competenți, care să aibă în vedere binele, binele, cetății. binele cetății. Și, în același timp, mereu și mereu sublinează Sfânta Scriptură că acești oameni trebuie să aibă, în primul rând, în vedere. Ascultare de Dumnezeu De poruncile lui De ce le zice porunci în fond Conducătorul care Ajunge să primească puterea Folosind mijloace cinstite Este binecuvântat de Dumnezeu Și ajutat să-și exercite puterea Dacă el va continua să-și o exercite În mod cinstit și în armonie cu Binele obștesc și cu ascultarea de Dumnezeu Chiar avem cazul unui împărat tânăr Solomon care atunci când Dumnezeu la începutul domniei lui l-a întrebat ce vrei să îți fac, cum vrei să te ajut el a spus, Doamne sunt tânăr și neîncercat mai ai pus împărat conducător peste un popor mare ceea ce eu doresc este ca să-mi dai tu, Doamne Dumnezeule, înțelepciune pricepere ca să știu cum să conduc acest popor Biblia mărturisește cu multă satisfacție că Dumnezeu a fost încântat, a apreciat mult această dorință a lui Solomon și a spus mă bucur că cere acest lucru. E după inima mea această cerere. Îți voi da chiar mai mult și bogăție și slavă și putere, dar înțelepciunea pe care ai cerut-o o voi da în așa fel încât oamenii pe care îi conduci să beneficieze de o conducere înțeleaptă pentru binele lor, iar tu să poți asculta de mine ca Dumnezeu să te pot binecuvânta și conduce. E și adevărat. lucrurile astea s-au întâmplat în tocmai. E adevărat ce spuneți. Suntem într-o lume acum a Vechiului Testament. Ați vorbit despre această lume a Vechiului Testament, o lume teocratică, o lume în care Dumnezeu conduce pe poporul său în mod direct. De la Saul, când poporul și-a ales un împărat, Dumnezeu parcă privește cu puțin regret și zice lui Samuel, nu te necăji pentru treaba asta, că și nu pe tine te leapă, pe mine mă leapă, de să nu le mai fiu eu împărat. Și erau niște drepturi ale împăratului pe care ei trebuia să le conștientizeze. Ei nu le-au conștientizat, dar până la urmă au trebuit, că n-au avut ce să facă. Da. Saul, David, iată, Solomon, cei trei împărații care la început au fost în poporul lui Dumnezeu, iar după robia lui Solomon, după domnia lui Solomon, urmează destrămarea Imperiului în cele două regate, regatul de nord și regatul de sud oricum aveți dreptate pe măsură ce un împărat asculta de legea lui Dumnezeu poporul prospera exact. oamenii erau binecuvântați pe măsură ce împăratul se închina la idol la altceva lucrurile mergeau prost și din punct de vedere uh, al societății și al vieții dar după acest moment avem uh, momentul robiei babiloniene un moment uh, delicat foarte delicat pentru că noi nu putem să ne raportăm în societatea noastră de astăzi ca evreii atunci când erau luați în robie. Adică ei s-au luptat ca să nu fie luați în robie, cum au putut. Nu mai aveau strategii, nu mai aveau uh, uh, industria fierului foarte bine dezvoltată, uh, filistenii puse să se rămână da. pe fier și așa mai departe. Dar au ajuns în robie. Ei, putem să interpretăm toate tentativele de apărare politice ale poporului Dumnezeu de atunci, cu societatea de astăzi? Adică dacă vine peste noi acum, știu eu cine, al treilea Reich sau al patrulea Reich, să scoatem pistoale, să ne apărăm, să... Cum vedeți aceste jocuri politice paralel cu viziunea vechiul Testament, care, până la urmă, uneori Dumnezeu spunea poporului său, du-te, treci prin ascuțișul săbiei. Mai suntem într-o astfel de lume sau lucrurile au căpătat o altă turnură? Da, grele întrebări, grele probleme puneți. După cum spuneați, în timpurile acestea ale noastre. Însă, oricât ar fi de grele problemele, oricât de mari ar fi sit încurcate situațiile cu care noi ne confruntăm, Biblia și Dumnezeu are, a avut și va avea soluții fericite pentru om pentru popoare, pentru națiuni. Ați aș vrea să citesc un text din Vechiul Testament, mă rog. încă și apoi din Noul Testament. Spune așa, Daniel, unul din oamenii care au ajuns robi, cum spuneați dumneavoastră, la Babilon, spune, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, a lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă, Dumnezeu, este stăpânul Universului, Creatorul Universului și rămâne în continuare stăpânul acestei lumi, chiar dacă Satana, fostul Lucifer, prin fraudă, și-a însușit stăpânirea acestei lumi. De fapt, Satana, stăpânitorul lumii acesteia, este, spunea Isus Hristos chiar, dar de drept și cu toate drepturile, este Creatorul și stăpânul nostru, Dumnezeu Mântuitorul. El conduce istoria lumii. El schimbă vremurile și împrejurile, El răstoarnă. Atenție! și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Aici este, cum să zic, o situație extraordinar de profundă. Pe de o parte, Dumnezeu a lăsat pe satana ca să pună stăpânire pe oamenii care vor să asculte de el și pe conducători și pe conduși care nu se conformează lui Dumnezeu și nu se supun învățătorilor lui. Pe de altă parte, avem de-a face cu descoperirea biblică că Dumnezeu conduce istoria lumii noastre, discret și totuși per permanent prezent în mijlocul istoriei, spre împlinirea planurilor lui fericite pentru umanitate. În același timp, aici este un punct foarte delicat, deși El conduce, El pune și răstoarnă, totuși acordă, cum în înțelepciunea și numai în iubirea Lui poate, de plină libertate fiecarei persoane și fiecare națiune să-și aleagă stăpânul. Ori Dumnezeu, ori, ori satana. Venind în Noul Testament, acum mai aproape de întrebarea dumneavoastră, Domnul Isus Hristos, cel care a condus pe oamenii în Vechiul Testament poporul Israel, a venit în carne și oase în mijlocul nostru, alături de noi, Domnul Iisus, Dumnezeu Isus, Și ne-a învățat în viața sa că de acum creștinii trăind în toate națiunile Pământului, Dumnezeu nu mai are o națiune privilegiată care să o conducă prin teocrație, cum a avut în Vechiul Testament poporul Israel, și El conduce oameni, indivizi, creștini, care se supun lui în cadrul împărăției Harului, împărăției invizibile pentru ochiul firesc, dar reală pentru aceia care intră în legământ cu Dumnezeu. Și acum Domnul Hristos spune așa în măreața predică de pe munte, în Matei, capitolul 5 până la 7, despre atitudinea noastră față de violență, cum ați zis dumneavoastră, față de cei care uh, ne fac astfel de probleme, spune așa. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. E, asta este o chestiune care merită ea însăși o altă emisiune pentru detaliere. Creștinul nu trebuie să împotrivească ceva ce îi face rău. Oricui te lovește, vechea paradigmă, veche, vechiul dicton biblic, deci ea, învățătură biblică, te lovește peste obrazul drept, întoarce-te pe celălalt. Dar oricui ce vrea să zice? judece cu tine să-și haina, lasă-i și cămașa. Știți de ce zice oricui te lovește peste obrazul drept? Pentru că în sensul că ai dreptate, chiar no. dacă ai dreptate? Nu. No. Când cineva e dreptat și te lovește peste obrazul drept, cu ce că te lovește? Cu dosul palmei. Este și mai umilitor. Adică. Da, cu, de, un, un, un dispreț, așa. Un dispreț și mai da. îngrozitor. Adică nici măcar atunci să nu ripostezi. Da. Este dramatic, domnule profesor. Acum, să nu pierdem niciun moment din vedere, când vorbim de creștinul persoană, <coughs> nu vorbim de uh, drepturile pe care Dumnezeu le dă statelor. În Roman 13 citim ori citiți, citiți că este foarte or, important. ca să, ca să, ca să vedem mergem în echilibrat, exact. să nu luăm cu o vâslă și ne învârtim în loc. Așa. Cu ambele vâsle să, să mergem înainte. Vă rog să citiți acest pasaj, dacă uh, nu-l ziceați dumneavoastră, l-aveam eu în vedere. Roman, capitolul bun. 13, versetul 1. Romani spune așa, Apostolul Pavel, prin inspirație divină, lucru care, de fapt, și Domnul Hristos le spune și le -a exemplificat în viața sa. Uh, oricine să fie supus stăpânirii lui mai 12 13 alte... cu cât? 13 cu 1. 13 cu 1, am zis bine. Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Exact ce spunea Daniel în Vechiul Testament. El răstoarne și spune pe împărați. Acum e discutabilă situația cum este și cu dictatorii și cu împărații răi. Când scrie Apostolul Pavel treaba asta, scrie pe vremea lui Nero. Avem de-a face cu niște conducători de o, nelegiuire teribilă. Nero este e socotit, după câte știu al treilea mare criminal al lumii. După o anumită, primul cel mai mare criminal a fost Stalin, și a omorât poporul și teribil, mai rău decât Hitler, al doilea Hitler și al treilea Nero, după o anumită... punct de, da. E, și pe vremea lui Nero, cum bine a spus, Pavel spune, supuneți-vă stăpânirul celor mai înalte. Cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Extraordinar de, de, bine puse aceste cuvinte. Rânduielii stabilite de Dumnezeu. Și ce se împotrivește, își va lua o sândă. Și apoi spune, dați birul, plătiți birul, bama. exact ce spunea Domnul Hristos. Dați cezarului. Ce este al cezarului. Și lui Dumnezeu. Ce este al lui Dumnezeu. În pastor, trebuie să facem o pauză aici, că deja nu mai avem aer. Adică uf, parcă sunt rupte din, dintr-o lume ireală aceste texte, pentru că noi am fost învățați de ceea ce se întâmplă în lume. Că atunci când te împotrivești lui Saddam Hussein, spre exemplu, da? când te împotrivești lui Ceaușescu, ești rău după ce cade Ceaușescu. Uite, mă gândesc, la un, mă la un teolog care a murit în vremea lui Hitler. El se numea Dietrich Bonhoeffer. Da. Dietrich Bonhoeffer a avut curajul să spună lui Hitler: Ceea ce faci tu nu este bine, nu aprob politica ta, și pur și simplu a fost executat. Adică, și da. a fost executat la câteva zile, să zice înainte de uh, eliberare. Da. da. Uh, ce uh. facem, domnule pastor? Adică, uh, spre exemplu, creștinii nu? care iubesc pe Dumnezeu, care își întorc obrazul din punct de vedere personal. Să nu se implice în politică, să nu fie în opoziție cu regimul care conduce, să nu ai curajul și puterea, să nu ai libertatea, să spui, domnule, ăla face bine, ăla nu face bine. Pentru că lucrurile sunt complexe, rău de tot în, în societatea asta. Cum vedeți Dorbășan, echilibrul implicării creștinului? Domnul drôșan, uh, aveți dreptate. Uh, însă -și viața e complexă. Și nu numai acest subiect este delicat și greu de înțeles și de trăit. Noi la fiecare pas ne confruntăm cu chemarea celor doi stăpâni. Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, Biblia, creștinismul autentic. Ca să urmăm cele zece porunci rândul el principii divine. Pe de altă parte avem celălalt stăpân, diavolul, cu ungerii răi, cu firea pământească a noastră, cu de tot felul, care ne împing, ne cheamă, ne strigă să ne abatem de la principiile divine și să urmăm rândul el și capricii omenești. Vom ieși din orice încurcătură teologică, morală, din orice încurcătură de familie, de societate, de biserică, atunci când ne îndreptăm spre Dumnezeu și spre Cuvântul Său. Aici găsim sursa înțelepciunii și a înțelegerii drepte. Biblia spune, statele au dreptul să pedepsească nelegiuirea. Au obligația să se poarte bine cu locuitorii. Au dreptul cetățenii să facă politică, adică să rânduiască oameni care să conducă treburile sociale. La un moment dat, cred că dacă Daniel spunea că el răstoarnă pe împărați, eu cred că răsturnarea unor nelegiuiți de conducători prin revoluții, cred că e tot mâna lui Dumnezeu acolo. Problema delicată este Că eu, ca și creștin. Cât de militant trebuie să fiu eu Asta în e, schimbarea regimului e, Aici cred că problema, punctul nodal care trebuie noi să-l simțim este. Uitați, hai, hai să citiți ceva despre Domnul Hristos. dintr într-o carte inspirată și revenim la problema. O să vă iau un pic delicată. Biblia, ca să vă citesc și eu un text aici, vă rog. Vrem să citim din Fapte 5, acolo, 19-29, unde spune că trebuie totul să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Atunci când statul, în ceremie, oamenii politicienii, să plătesc birul, să mă conformez rândurilor sociale și legilor, eu trebuie să ascult de stat până la limita când ei intră peste legea lui Dumnezeu. Aici avem de a face cu uh, două sfere dis disjuncte care trebuie respectate. Ascultarea de autoritatea statală în cadrul reglementărilor ei legale, în același timp. Când statul, autoritatea, politicianul, primarul, conducătorul statului îmi ceri lucruri care contravin celor 10 porunci, Biblea am spune... libertatea să nu le fac. Exact. Și Dumnezeu. să militez pentru autoritatea lui Dumnezeu în viața mea și în viața altora. Okay, exact. Și dacă statul și politica uh, acționează împotriva a orfanului, împotriva oamenilor. De da. privilegiați ai societății. Eu sunt Nu să... am datoria să fiu un vârf de lance da. ca să spun. Doamne, politica asta nu e bună. Sigur că da. Pot să spun lucrul ăsta. Și lucrul ăsta, avem cazuri biblice, avem și în viața noastră astfel de situații. Eu am botezătorul A spus, nu faci bine ce faci Irod regele țării pentru că trăiești în desfrug. pocăiește te și după aia pe farisei condamna. pocăiți vă nu mai luați soldaților romani, le spunea Ioan Botezătorul, să nu luați mai mult decât peste ce este vă porunci Exact. Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna, Nathan, profetul, l-a mostrat, l-a acuzat, l-a condamnat pe David când acesta a făcut un, un, lucru rău. Deci oamenii lui Dumnezeu nu sunt chemați să acopere păcatul conducătorilor. Însă, ei trebuie să mustre păcatul conducătorilor din biserică și din lume în spiritul lui Hristos. Nu cu ură, nu cu patimă, nu cu mâna pe pistol. Și nu sunt chemați să fie căutători de greșeli în fiecare zi la cei care conduc. Exact. Este cu un aspect pa, cu foarte patimă. important. Exact lucrul ăsta spune aici, într-o carte inspirată. Este o scriitoare creștină, Elena, care vorbește uh, foarte clar în acest sens. Auziți, De repetate ori, Isacerul lui, Isacerul lui Hristos se decidă în chestiuni juridice sau politice, din vremea lui dar el a refuzat să se amestece în treburile lumești. El știa că în lumea politică erau multe lucruri nedrepte și multă tiranie, atunci și astăzi. Dar singura lui demascare a acestora era prin vestirea adevărului biblic. Extraordinar de frumos. Adică, când îi spui conducătorului tău, local, național, nu este bine să furați, nu este bine să înșelați poporul, nu este bine să-l mințiți, nu este bine să iei banii amărâtorii de pensionar, când puteți lua din altă parte, să, să vă gândiți la viața lui. E bine să spunem lucrul acesta, să afirmăm, dar nu cu patimă, nu cu ură, ci cu durere sufletească, pentru ca să ai ajutorul lui Dumnezeu. Când deja dai voie în inimata la ură, la răutate, la mânie, te asociezi cu Satana. Nu, nu cu Dumnezeu. Și atunci treci la patimă și la ură și la răutate pe care Dumnezeu nu o aprobă. Apoi, de asemenea, când îi spui conducătorului tău, nu faci bine ce faci, în același timp, sau poate înainte de aceasta, prezintă-i pe Mântuitorul lui Iisus Hristos și principiile biblice și lui, ca să vadă și să înțeleagă că, deși el crede că poate, prin nedreptatea care o face, poate câștiga, să îl învățăm adevărul biblic, că e mult mai bine să ascultăm de Dumnezeu, chiar în paguba noastră, și Dumnezeu va binecuvânta și pe conducător, și pe condus, atâta vreme cât rămânem în Principiul iubirii față de aproapele și în armonie cu principiul ascultării de Dumnezeu. Încă două gânduri? Vă mă rog! El scotea în evidență importanța dreptății și a milei. El prezenta principiile curate și sfinte ale legii lui Dumnezeu și le vorbea de fericirea care se găsește și pentru conducător și pentru condus în ascultare de Dumnezeu. Cu autoritate de, de sus... El scutea în evidență importanța dreptății și milei, dar refuzase să lase prins în certuri personale cu autoritățile. Hristos stătea în lumea noastră în poziție de căpetenie a marii împărății spirituale, pentru înființarea căreia venise în lumea noastră. Cărmuirea din vremea lui Isus era coruptă și persecutoare. În toate părțile erau abuzul flagrante, oprimare, intoleranță și cruzime. Parcă același lucru găsim și în lumea noastră. Cu toate acestea, auziți, Iisus, modelul meu, Mântuitorul n-a încercat să facă reforme civile. Nu că ar fi împotriva acestora. Apreciem oamenii care se luptă pentru reforme civile. conducători, partide politice. E bine, încurajăm astfel de atitudini. Și îi încurajăm și îi susținem în reforme civile. Însă, le spunem, nu veți putea face aceste reforme civile dacă nu vă rugați lui Dumnezeu, unul, dacă dumneavoastră ca împărat, conducător, președinte, dregătorii, partide, nu studiați Biblia zilnic ca să vă lăsați conduși de principiile ei, trei, dacă dumneavoastră înși vă, nu vă pocăiți, nu ascultați de Dumnezeu. Conducătorii care lucrează fără Dumnezeu, oricât de bune și de măreți ar fi intențiile lor, sunt irealizabile dacă nu colaborează cu Dumnezeu în realizarea acestor reforme civile. Iar eu, ca și creștin, de asemenea. Să țin minte că numai împreună cu Dumnezeu pot ajuta conducătorii mei să vadă binele și să aibă și puterea de a-l face. Poate cel mai relevant exemplu de reacție a Domnului Isus Hristos în fața politicii a fost discuția cu Pilat. Când Pilat Săracu avea impresia că Isus Hristos îi vrea tronul lui. Și Isus îl liniștește simplu și spune: auzi, Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Eu nu mă bat pentru un tron pământesc aici." Exact, exact. Adică Iisus s-a spus clar natura împărăției sale. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar lupta ca să fiu salvat. Dar nu, împărăția mea nu din lumea aceasta. Vreau să continuați că sunt niște gânduri pe care le-am și eu aici. Dacă vreți să citiți dumneavoastră, ați da. găsit ceva? Ați spus că el nu a încercat să facă reforme civile, n-a atacat abuzurile naționale, nici n-a condamnat pe vrăjmașii națiunii. Foarte interesant. Isus n-a zis niciodată, vai de voi romanilor, pentru că... Într-o zi o să vină și peste voi popoarele migratoare și să vă căsăpească pe toți. N-a zis nici, vai de voi, zeloților care omorâți pe romani și așa mai departe. Dar a zis, vai de voi, cărturași fără să-i fățarnici. Avea un alt, o altă direcție. Domnul Dărvășan, uh. suntem națiune creștină. Creștinii însemnează prin numele acesta că sunt urmașii lui Hristos. Adică să trăim cum a trăit Iisus Hristos. Păi, constat cu durere că deși avem de-a face cu multe nedreptăți sociale, economice, politice în țara noastră, apropiindu-ne mai mult de situația noastră, totuși, în același timp, nu văd că e un creștinism autentic și atunci când unul dintre noi condamnă cu furie astfel de lucruri grave, cu adevărat rele. Ce trebuie ca atunci când vrem, când vedem răul și când vrem să îndreptăm răul, avem de-a face cu două extreme. Să stăm nepăsători față de rău, ceea ce Iisus n-a stat nepăsător. A mostrat, a certat, a îndemnat, a învățat. Eu am bătăzătorul, Natan, profetul lui Dumnezeu, de asemenea. Dar nici n-a trecut în partea cealaltă cu furie, cu mânie, cu răutate. Atunci nu mai suntem creștini. Trebuie să lucrăm pentru îndreptarea lucrurilor sociale și statale. Cu uneltele lui Dumnezeu. Cu uneltele lui Dumnezeu, foarte bine zis. uneltele lui Dumnezeu care sunt adevărul, dreptatea, iubirea, respectul, Principiile celor 10 porunci, rugăciune, studierea Scripturii, învățarea în școală, în biserică, la televizor, în parlament. C Citeam zilele acestea un lucru foarte interesant. Despre parlamentarul unui stat, nu trebuie să spun statul acela, care zice că parcă o oră înainte, în, fie, în, în fiecare zi înainte de ședințele de parlament, stau și studiază pe grupe Biblia și o dezbat. Extraordinar! Mi-a plăcut foarte mult! Cred și că... în Parlamentul României există o zi pe săptămână când de la 8.30 dimineața sau da? cam așa se adună cei care doresc ca să studieze o parte din Biblie. Uh, titlul uh, întâlnirii noastre parcă e Biblia, Biblia și Politica. Politica da. Minunat! Parlamentarii noștri, la școală, uh, bisericile, preoții, toată societatea noastră, zisă creștină, 84% ortodoxi, 46% catolici, încă câteva procente protestanți, o protestanți. Ar trebui societatea noastră să fie străbătută de la vlădică până la opincă de toți cetățenii de respect față de Dumnezeu, față de poruncile Lui, față de rândurile Lui, respect unii față de alții. Spune, domnul Cornel, sunteți șeful meu, sunteți primar în localitatea mea. Vin la dumneavoastră și îi spun, domnul primar, îmi pare rău că s-a dat directiva asta într comună noastră, cred că nu e bună, ați putea să o retrageți. Uite, este nedreaptă și să-i explic cu respect, cu considerație, iar nu să strig, să vă acuz, să vă... Pe toate străzile. Nu e bine așa. Și pentru că dacă nu folosesc uneltele lui Dumnezeu, nici nu vă pot câștiga. Vă înrăiesc și pe dumneavoastră cu răutatea mea. Să nu facem politică uh, într-un spirit necreștin. Noi, creștini, nu intrăm în politică, Hristos n-a făcut politică, eu, ca și creștin, nu Apropo, fac politică. Aici dar... este o problemă. Se spune în felul următor. Domnule, uh... De ce să nu facă creștinii politică? Pentru că, vedeți, lucrurile sunt scapă de sub control. Adică, într-un parlament cum este al României, de ce să nu fie cât mai mulți oameni care să-și zică pocăiți și care să fie pocăiți? De ce să nu fie creștini autentici acolo? Pentru că dacă ar fi creștini autentici acolo, Um, ar da legi foarte bune pentru bunul mers al țării, pentru lucrurile. De ce să lăsăm pe alții care nu au principii creștine? De ce să fie aceia puși în slujbe și noi doar să stăm și să îndurăm lucrurile? Pentru că, se spune, Daniel, iată, prim-ministru? La trei împărați, adică nu tot una. Da. Cine, cine în istoria recentă a putut să reziste în calitate de prim-ministru la trei președinți? Da. Nimeni, nimeni. Iosif iu ministrul Sării Egiptului. Ați văzut? Neemia, adică mare drăgător la aleși da. de Dumnezeu ca să fie pe lângă împărat sau chiar în fruntea țării, nu, cum a fost uh, David, nu, un rege da. de vremea Vechiului Testament. Uh, și sunt și astăzi oameni care au viziune creștină și care au fost propulsați și da. care au fost aleși. Adică e mult mai avantajos dintr-un punct de vedere să ai la primărie un om cu care să vorbești și să spui, băi, domnul, sau nu, băi, domnule primar, frumos, da, cu uneltele lui Dumnezeu. Da. Avem niște familii sărace, terminate, uitați, în satul nostru, haideți să facem ceva pentru ele și așa mai departe. Și omul fiind creștin da. zice, domnule, așa da. este, uitați să dăm niște bani pentru treaba asta. Ar, frumos, fi, ar frumos. fi ideal lucrul acesta. De ce ați zis că creștinul nu ar trebui să facă politică? Uh, domnul Dorvășan, de ce e frumoasă Biblia? Că e echilibrată. Nu merge pe extreme, nu merge unilateral. Dumnezeul nostru nu este străin de problemele statului nostru, ale primăriei noastre, ale școlilor noastre și ale legiuitorilor noștri. Uh, și avem cazurile amintite din Biblie și avem la ora actuală și membri ai bisericii noastre, ai bisericii creștine uh, nou-testamentale, adventiste, nu, neoprotestante, uh, oameni în lumea largă care în diferite zone ale lumii, sunt conducătorii în diferite guverne și un prim-ministru, avem și guvernatori în alte țări. În țara noastră avem primarii pe aici pe colea adventiști și consilieri, mulți adventiști în diferite zone și penticostal și baptiști, poate și ortodox și cunosc mai puțin detalii în domeniul ăsta, dar uh, nici biserica noastră și cred că nici Biblia nu oprește pe cineva să candideze și să fie ales în la un nivel mai sus sau mai jos în stat. Însă, Biblia spune că Domnul Iisus Hristos n-a făcut așa ceva. Și cel mai bine este ca să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos. Adică să nu mă lupt pentru a ajunge în posturi ierarhice social-statale. Pentru că sunt atât de încurcate lucrurile acolo, pentru că satana în mare măsură stăpânește treburile lumea acesteia și unui creștin îi este foarte greu ca să nu trăiască, facă compromis, vreau să, spunem. să nu facă compromis. Să, să fie ca Iosif și ca Daniel. Exact. Adică dacă vrei să fii ca Iosif și ca Daniel și spui, domnule, acesta este bagajul meu spiritual pe care îl voi aduce în locul unde voi candida și voi fi un, o mărturie bună pentru Dumnezeu și așa, da. și ești sigur de treaba asta, du-te, dar dacă ai îndoiel, nu te du. Cam așa să Exact. Înțelege. Recent mă întreba un, un, membru al bisericii noastre, a fost rugat să candideze ca și consilier la o primărie. Și am spus, biserica nu te poate opri, nici Biblia, îți doresc succes, Domnul să te binecuvinteze, dar cred că planul lui Dumnezeu pentru dumneata este să nu te implici în astfel de lucrări. îți cere atât de mult timp munca aceea, încât îți va rămâne puțin timp pentru lucrarea cu adevărat creștină, de a trăi Biblia Bun, și de a promova și valorile Bibliei. Și este chemat acolo, tocmai pentru ca să o prezinte la acel nivel la care eu și dumneavoastră nu avem acces. Bun, să se roage lui Dumnezeu, vedeți, noi putem avea o conducere prin Biblie, prin exemplu Domnului Hristos și direct prin conștiință, prin Duhul Sfânt. Noi nu anulăm această conducere nu. pe care un om poate să aibă o iluminare personală că prin da. Duhul lui Dumnezeu care poate să-l cheme la un moment și dat. Și dacă el primește din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt confirmare că e bine el se poate duce. Dar să primească așa ceva. Eu unul, când am avut înainte și după astfel de situații în cazul meu și al altor prieteni de-ai mei, am văzut că totuși Dumnezeu îmi cere mie să trăiesc așa de deplin, Evanghelia, și să o promovez și să o mărturisesc, încât uh, trebuie să stau departe de politică, și ca pastor, și ca simplu creștin. Înainte de a fi pastor, am gândit și am făcut exact același lucru cu privire la uh, această problemă, anume departe de acțiuni politice. Pentru că politica nu este pentru noi creștini mijlocul de a lucra pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu. Avem mijloace și unelte divine prin care putem face mult mai mult bine pentru oamenii din jurul nostru, decât activând în domeniile acestea ale partidelor politice. Da, înțeles. Deci, poziția este oarecum echilibrată, dar cu o accentuare în partea neimplicării, să zicem, din partea dumneavoastră, domnule pastor. Uitați! Nu este lucrarea noastră aceea de a ataca instituții sau personalități publice. Un gând frumos. Și de multe ori întâlnesc confrați de-ai mei care păcătuiesc la, la, acest lucru. E bine să spunem oricărui adventist și oricărui creștin, nu vă lăsați duși de Duhul cel rău ca să faceți critică neumestră, în, în care neprincipială, în, în general, ataci păi pe normal, celulalt. Ca să concurezi. Concurăm amândoi, nu? Să fi, La un moment dat ne putem întâlni noi ca și creștini amândoi, dumneata la un partid, la un partid să uh, candidăm la... Vedeți în ce încurcături putem intra? Intră în politică? Mă la un partid, la un partid. Dărvășan vorbește împotriva lui Ghejan ca să nu ia locul, Ghejan împotriva lui Dărvășan. Și iar sâmbătă ne întâlnim la biserică uh, umiliți și spășiți. Nu, nu, nu putem face așa ceva, frate Dărvășan. Nu putem face așa ceva. Noi trebuie să fim uniți în lucrarea lui Dumnezeu, pentru promovarea celor 10 porunci, a mântuirii prin Isus Hristos, prin jertfa Lui și să lucrăm pentru binele oricărui om. Căci, dragul meu, împărăția veșnică, până la urma urmei și în fond, în primă și în ultimă instanță, grija mea, ca și creștin, este aceea de a proslăvi pe Dumnezeu și de a îndemna pe oameni să se unească cu Dumnezeu. Dacă vreți, cu niște ghilimele de rigoare, aș zice, hai să facem politica lui Dumnezeu. Adică să lucrăm pentru împărăția, pentru regatul lui Dumnezeu, conducându-i pe oameni să se împace cu Dumnezeu, să fie drept și instiți, onești, căci în curând, domnul Dărbășan, în Daniel 2,44 spune, în curând va veni o împărăție veșnică care va distruge toate împărțiile lumii acestea, nedrepte și tiranice, și se va instaura o împărăție veșnică dreaptă, sfântă, perfect fericită. Domnule pastor, mă uit așa la dumneavoastră și îmi dau seama că aveți o, o experiență de viață extrem de bogată, Mie îmi plac foarte mult pastorii care spun ceea ce este alb și ceea ce este negru. Nu prea înțeleg pe cei care iubesc foarte mult culoarea gri. Și mă bucur că sunteți un om care spuneți asta e așa, asta e așa. Dar eu am o problemă. Deci, orice stat, orice politică statală, într-un fel sau altul, se răsfrânge mai mult sau mai puțin în politica bisericească. Pentru că, din păcate, Există un fel de politică și în biserică. Să zicem un fel, ca să fim blânzi, ca să nu zicem că ar fi o politică și în biserică. În alte instituții se întâmplă, un om își lansează candidatura, aduce argumente și așa mai departe. În biserică lucrurile nu se întâmplă chiar așa, în bisericile lui Hristos, să zicem. Cum vedeți această reflectare? a politicii și a tuturor ramurilor ei în politica bisericească și care sunt lucrurile care n-ar trebui să existe niciodată într-un sistem creștin care își dorește promovarea Împărăției Lui Dumnezeu? Cred că este bine că duceți discuția în acest domeniu, foarte necesar și apreciez lucrul ăsta. Trebuie să recunoaștem că satana, răul, firea noastră pământească, de multe ori ne-a jucat feste nouă confraților noștri și am fost puși în situația să constatăm cu durere și cu pocăință că de multe ori am avut de-a face cu politică și în biserică. Adică câștigarea puterii în biserică la diferite nivele a urmat mijloace, a folosit mijloace necinstite și căi nepotrivite. Dar, cred că biserica prin conducătorii ei, prin enoriașii care are în vedere Biblia, are posibilități mai clare ca să se reformeze și fiecare în parte, fiecare credincios în parte, să urmeze modelul Iisus Hristos, să nu facem politică în biserică. Adică, alegerea de slujba și în biserică, conducerea în biserică să fie exercitată după modelul biblic cu iubire, cu dreptate, cu considerație, respectând principiul lui Ioan Bodezătoru. El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Și cred că atunci când avem de a face cu oameni pocăiți cu adevărat, cu oameni care respectăm cuvântul Lui Dumnezeu, chiar dacă greșim, ne putem pocăi și putem să privim pe fratele nostru mai înalt decât pe noi, mai mare decât pe noi și să vă respecta da, domnul Dărvășan mai tânăr, mai competent să ia locul meu pe care l-am ținut până acum. Și să simt acest lucru în inima mea, ceea ce spun, că da, domnul Dărmășan, mai competent ca mine, mai tânăr, să-mi să, să ia locul pe care l-am avut până acum, în da, probabil că nu este poziție. mai competent. Ce faceți? Dacă nu e mai competent, am, am, dreptul să spun frumos, respectos, uite, Ionescu e mai potrivit decât Popescul și în biserica noastră, cred că în general, putem urma aceste principii. Putem urma. Iar dacă cineva vede că nu se urmează, e obligat să spună, să promoveze uh, principiul cel bun. Prin propriu exemplu și prin mărturia puternică ca între noi să nu fie, spune Iisus, între voi, ce, să nu fie între așa. voi să nu fie așa, vorbind despre lucrurile cum sunt în lume. În lume, cei puternici, cei mari, uh, uh, stăpânesc. Dau ordine, stăpânesc. Între voi să nu fie așa. Exact ce dumneavoastră a spus frumos în balanță. Lumea, principiile ei, pentru care noi trebuie să lucrăm, nu trebuie să ieșim din lume, să fim puznici și nepăsători, să ne izolăm, nu? O extremă ziceam, dar nici partea cealaltă să uităm de Dumnezeu și să ne aruncăm în valul lumii și să trăim cu alături de politicieni, luptând cu ei sau împotriva lor. În biserică, de asemenea, urmând exemplul Domnului Hristos, ca între noi să fie iubire, respect și cel competent, cel mai competent, cel mai, mai bun. Uh să ocupe locul mai potrivit pentru el. Iar eu, cu respect și cu considerație, să mă dau deoparte, pentru că, domnul Dărvășan, cred că, înțelegând bine pe Dumnezeu și misiunea Bisericii, calitatea mea de membru al Bisericii este cea mai înaltă calitate care o am înaintea lui Dumnezeu, aceea de Copila lui Dumnezeu. Copila lui Dumnezeu. Oricele alte slujbe care mi se dau, prezbiter, pastor și așa mai departe, sunt doar niște răspunderi mai grele, mai multe care îmi împovărează viața dintr-un anume punct de vedere. Și n-ar trebui să, Să, dau din coate pentru a pune mâna pe ele sau să sufăr dacă nu mi se dau. Iar dacă ajung să cad victimă în asemenea situații, Biblia spune, ai prieteni care îți pot spune și prin pocăință să recunosc că am greșit. Să recunosc că m-am împotrivit unuia și am promovat pe altul și m-am înșelat. Prin Duhul lui Dumnezeu noi putem continuu să fim învățați de Dumnezeu ca să promovăm valorile autentice. Da, aveți mare dreptate. Aș vrea să spun care este, după părerea mea, problema numărul unu în ceea ce privește Biblia politic, Biblia și politica, da? și în ceea ce privește politica la nivel de stat și politica la nivel de, de, de biserică. Sau poate că nu este corect folosit termenul de politică la nivel de biserică. Cu ghilimele, Cu ghilimele atât, de regulă. Da. Cred că problema. Cea mai teribilă și cea mai gravă este atunci când omul este manipulat. Adică există un conducător, există un lider care știe să vorbească, care are o onestitate deosebită și care urmează niște politici diplomatice în așa fel încât să inducă în eroare lumea ca să-l voteze într-un fel sau altul. Această chestiune a manipulării trebuie să spunem sus și tare că nu vine de la Dumnezeu. Așa este. Nu este de la Dumnezeu. Așa este. Cine folosește această artă într-un mod foarte diplomat sau mai mult sau mai puțin fățiș, e clar cu cine s-a asociat. Dar se pare că lucrurile sunt destul de dificile pentru că sunt foarte greu de recunoscut aceste tehnici. Foarte greu. Sunt tehnici învățate de ani de zile, de clase politice. Urmăream un, un film într-o seară despre un uh, uh, candidat la președinția Americii și vine în fața tuturor oamenilor și spune, de exemplu, cravata aceasta, zice el, a fost aleasă dintr-un set de 64 de cravate pentru că consilierii mei uh, au stabilit care este cravata care dă. Cea mai mare încredere populației care va vota. Lucrurile astea nu se spun prea mult. Sunt tot felul de tehnici, de organizare, de promovare, de campanie și așa mai departe, care, mă rog, dincolo de priceperea și dincolo de faptul că omul, spre exemplu, va crede, se spune statistic, mult mai mult pe cineva care are cămașă albă decât pe cineva care are cămașă colorată. Da? Astea sunt lucruri ciudate. Da. Din Dincolo de aceste chestii care pot fi studiate și care pot fi promovate, <coughs> există însă niște interese obscure, care pot fi promovate la nivel de interese foarte bune și uh, complexitatea lucrurilor tocmai aici își găsește aproape o formă fără ieșire. De aceea ne rugăm lui Dumnezeu să nu ne lăsăm manipulați. Își găsește o formă fără ieșire pentru omul care nu uh, apelează la Dumnezeu. Dar pentru acela credeți că va fi clar că omul ăsta uh, încearcă să mă ducă cu preșul sau nu? Uh, dragul meu, și în biserică satana poate să aibă agența lui. Oameni care să-i câștige de partea lui și care se pot preface, spune Babel, în slujitorea lui Dumnezeu. Însă ceilalți din jur, fiecare în parte și el însuși cel înșelat, dacă vine la Biblie în fiecare zi și pe calea rugăciunii în comunie cu Dumnezeu, Dumnezeu îl luminează, îl atenționează, îl mustră, se poate îndrepta. Vedeți, noi avem privilegiul extraordinar, unic, măreț, care trebuie să-l folosim în fiecare zi. Anume, ne putem ruga lui Dumnezeu. Doamne, spunem astăzi să mă duc la emisiunea M-a invitat fratele Cornel, să mă duc sau să mă duc în partea cealaltă. Doamne! Să mă duc acum să, la Iași sau la Cluj. Putem avea o conducere directă din partea lui Dumnezeu. Pentru oamenii cum? care si citesc Biblia. Prin impulsuri interioare ale inimii sau cum? Prin glasul conștiinței care vorbește în armonie cu Scriptura, cu cele 10 porunci și cu experiența pe care ai trăit-o cu Dumnezeu. Avem în Biblie astfel de situații și în viața noastră. Orice creștin cred că poate să spună că Dumnezeu m-a atenționat. Dumnezeu m-a vorbit prin Biblie, prin slujitorii lui, prin principiile celor 10 porunci, prin Duhul Său cel Sfânt. Dar când omul însă se îndepărtează de Dumnezeu și nu mai ascultă și ajunge în păcat, atunci el ajunge în întuneric. E un text în Isaia care spune: "Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău." Deci ce spun că întunericul e și întuneric. Omul ajunge în confuzie, neștii în ce să mai facă, ajunge în confuzie alegând împins fiind să aleagă răul atunci când el se îndepărtează de Dumnezeu. Galatea 2,20 Creștinul este omul care născut din nou trăiește prin Hristos. Nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește mine. în mine. Și viața pe care o trăiesc acum o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Putem avea de-a face? cu o conducere continuă și permanentă a Duhului Sfânt, în așa fel încât noi să mergem din biruință în biruință și ori de câte ori ispita celui rău sau oamenii celui rău care vor să ne manipuleze, să putem vedea și să putem să respingem orice influență a celui rău. să și demascăm aceste chestiu și aceste Sigur că tendințe, da. dacă Sigur că se da. întâmplă? Să le demascăm, dar cu principiile de cu care, vorbim, care vorbeam. cu înăltele lui Dumnezeu. Căci dacă în demascarea aceasta nu respecti principiile Dumnezeu, iubirea și respectul, ci cu mânie, cu furie, cu răutate și cu motive necinstite să iau eu locul sau altcineva dorit de mine, Dumnezeu nu, nu face nimic împreună cu satana. Motivul trebuie să fie sfânt, mijloacele să fie sfinte, scopul trebuie să fie sfânt. Și putem așa ceva. Și vreau să vă spun încă ceva. Că aparent s-ar putea ca, respectând aceste principii, să pierdem. Să pierdem. Și Răul să triumfe. Relativ, chiar să avem de-a face cu pierdere. Și răul să triumfe. Dar pe termen da, lung, în Daniel, am văzut, așa. sigur că da. Dumnezeu rămâne stăpân. Și vom vedea chiar și în viața noastră, în viața societății noastre, că răul e birui de bine și că Dumnezeu va triumfa. Și acum, și în curând, triumful final, împreună cu aceia care au acceptat mai degrabă să fie dați la o parte, marginalizați, împiedicați să se folosească de drepturile și competențele lor, căci Dumnezeu este până la urmă cel care judecă și care va face dreptate și acum și în veșnicie. Și copiii lui, care stau de partea lui, vor fi binecuvântați de Dumnezeu din plin. Votați sau nu votați, domnule Titu Ghejan? Uh, domnul Dărbășan, uh, mult timp m-am abținut de la vot. În perioada celor 20 de ani înainte, n-am votat niciodată. nu nu ne după, Da, în cei 20 de ani, cred că am votat de vreo două ori. Pentru că am avut rezerve mari la acest capitol. Nu sunt împotriva votului. Cred că e bine să votăm ca să ne alegem oamenii care credem că ar împlini cel mai bine menirea de conducători într-o țară creștină. Dar. Nu cred faceți, că fiecare. Nu faceți priuri pentru asta, nu absolut. vă apucați de campanie. Nici de... în biserică, nici în familie, chiar în familie când discutăm normal în familie acolo cred că putem spune, mă întreabă băiatul, tati, cu cine puteți, nevasta? Și spunem, vorbim, discutăm. Dar dacă băiatul meu vrea să voteze pe altcineva, nu-i zic, nu Nu va relația. Absolut, absolut. De plină libertate și democrație, pentru că așa vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca omul să aibă libertate și noi, de asemenea, trebuie să respectăm libertatea semenilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor, pentru aceste direcții clare de gândire. Sperăm că au fost la fel de clare și pentru telespectatorii noștri, cel puțin pentru mine au fost edificatoare. Vă mulțumesc din suflet pentru studiul acesta pe care l-ați făcut. Dacă doriți să faceți o scurtă concluzie. Uh, dragii mei, poporul său, spune un gând aici, trebuie să aibă un spirit împăciuitor. Oare este lucrarea lor aceea de a-și face vrăjmași în lumea uh, politică? Dumnezeu nu ne cere să ne lărgim influența sau puterea amestecându-ne cu lumea, unindu-ne cu oamenii în anumite chestiuni politice și să stăm ca părți individuale în corpul cel mare al lui Hristos, capul fiind chiar El însuși. Problemele discutate în lume nu trebuie să fie temele conversațiilor noastre. Un nivel înalt aici ni se pune. Să fim oameni ai lui Hristos. El are o împărăție în lumea aceasta, împărăția Harului. Acesta este scopul existenței și al luptei noastre. În plus, în curând va veni împărăția veșnică când totul va fi restaurat pentru veșnicie. Iubesc oamenii politici, respect partidele politice. Vă rugați mă rugați pentru ei. Mă rog pentru ei. Pe vremea lui Ceaușescu am suferit mult din cauza comunismului. I-ați urât, domnule? Niciodată legumea? nu am scris ceva împotriva lor. Niciodată nu i-am blestemat sau urât. Nu m-am plâns de ei. Au scris alții pentru mine la Europa Liberă, la televiziunile străine, după aia și înainte. Niciodată și mulți m-au îndemnat, m-au împins, Niciodată n-am scris ceva împotriva persecutorilor mei, împotriva polițienilor, polițiștilor care m-au bătut, m-au ținut în lanțur și în cătușe. Și mi am spus, vă iubesc și vă respect. Rugați pe Dumnezeu ca să înțelegeți mântuirea lui prin ceea ce vă spun eu. Și astăzi, respect pe cei care greșesc și fac politică. Nu sunt. apreciez cei care au făcut Revoluția. Cred că au făcut-o prin harul lui Dumnezeu. Eu însă sunt necombatant. Am fost și pe vremea lui Ceaușescu pentru necombatanța aceea. Am suferit mult și în pușcărie și vreau să-mi păstrez în cutinări. necombatanța și politică și militară. Sunt o al lui Hristos și recomand oricărui creștin să folosească armura lui Hristos din Efesen 6 și principiul lui Hristos, căci este bine. Și cu Hristos, împăratul nostru, domnul nostru, Vom birui și vom ajuta pe mulți oameni din lumea aceasta, chiar mulți conducători din lumea aceasta, ca să înțeleagă pe Hristos, căci în lumea politică sunt pe Iscoia și oameni și conducători conduși de Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Doamna și domnul a fost împreună cu noi pastorul Ghejan de la Biserica Adventistă, ziua 7 din Giurgiu. Nu uitați că România nu este doar pământul pe care îl călcăm, ci și cerul deasupra ei. Sunt Cornel Noapte bună!